things we could be. Everything that kills me makes me feel alive. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Florin Groza de la Haikyuu și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu, cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet, susținută de Poliția Română. Bună ziua și bine v-am regăsit la emisiunea Jocuri de Cuvinte. Astăzi, limba engleză, cititul și scrisul. Ca invitată, studenta, abia terminat anul întâi, Ioana Mocanu. Hai! Hai! Cititul este chiar o provocare destul de mare, în sensul că în limba engleză cuvintele se scriu într-un fel și se citesc într-altul. De aceea vom începe mai întâi cu o analiză mai atentă a sistemului de sunete în limba engleză, pentru că numai așa putem facilita înțelegerea cititului și scrisului, bineînțeles, și devenirea lor ca și automatisme. Pentru aceasta am grupat aceste sunete în vocale și consoane și trebuie să știm că există întotdeauna sunete scurte și sunete lungi care fac cea mai mare diferență între cuvinte atunci când le citim și le scriem. De exemplu, începem cu vocala A. Avem un A scurt care de obicei se reprezintă ca un V întors și îl regăsim în cuvinte cu U, de exemplu cap, da? Sau în cuvinte cu O, cum ar fi love, da? După aceea avem și o excepție, să nu uităm că 2 de O normal se citește U, dar aici avem cuvântul blood, sânge, da? După care mergem la A lung. A lung îl găsim în cuvinte ca și car, deci când râu, da? Nu se aude, de obicei în engleză râul nu prea se aude și atunci se întărește litera A, se lungește ca și ba. Apoi trecem la vocala E, E normală, care o întâlnim în bed și atunci se pronunță scurt E. Bed, da? Sau red, culoarea, sau men, bărbați, dar există și e, e deschis ca în mere, pere, noi așa putem să pronunțăm, să ne obișnuim, este cel cu a, da? Și atunci avem bad, bad, rău, și men, singularul, bărbat, deci mare, mare grijă că vedem că deja au, da? Se poate citi A, dacă stă lângă un R, sau se poate citi E. Bun, trecem apoi la I, iarăși I scurt.
am zis, dat exemple și înainte, live, ship, da? A locui, a trăi, vas, navă, dar avem și i lung, asta se regăsește nu numai în i, dar în 2 de e, mai ales 2 de e sau ea, de exemplu, live, da? Nu live, a părăsi, respectiv ship, oi, am dat exemple anterioare în emisiunile trecute. După care mergem la U, la sunetul U. Sunetul U, o să trec aici undeva. Da? U poate să fie la fel scurt sau poate să fie lung. De exemplu, 2 de ei intră acum, am zis ca regulă generală, loc, boc, uite, da? Carte. Sau trecutul lui take, took. He took, lung, da? O, se reprezintă ca un semicerc, da? O, normal, boy, toy, da? Dar există și O, lung, lung, înseamnă cu două puncte. Iarăși intră O-ul, da? Ca și excepții, punem o steluță, cum ar fi două. Iar R-ul nu se aude, dar accentuează O-ul de data aceasta, nu au. Două, ușă, floor, etaj și așa mai departe. Există și după aceea combinații de vocale, cum ar fi cea mai uzuală e au, cum ar fi ou, da? House, mouse, avem grijă mouth, nu cumva să spunem the mouse, is in the mouth, avem grijă, da? Dar atenție că O-U se mai poate citi și U, un U în U, da? U. Iarăși, avem acest, să zicem, ea, foarte obișnuit, este un E întors. Dacă vă uitați în dicționar, de obicei, totdeauna căutăm cuvinte noi, în dicționar și trebuie să știm transcrierea fonetică. Este acea combinație cu aer sau ea, care apare în hair, da? Sau air, airport, airplane, da? Sau se poate auzi și în ere, adică there, da? Here. Bun. Ce mai avem? You, de exemplu, EW, da? New York. După aceea, au, în OW, cow, now, da? Văcuță sau acum. Și aceste combinații continuă. Astea sunt cele mai importante. Când este vorba de consoane, atenție, nu scriem ș, nu scriem ț. Mai sunt în cazul începătorilor care vor să scrie așa cum se aude ca să știe să citească, dar de fapt merg la dicționar și după aceea nu știu ce reprezintă semnul. Deci ș-ul ăsta îl pun în ghilimele, de fapt se reprezintă printr-un s alungit și îl recunoaștem prin s. De exemplu, shop, toată lumea știe shop, da? Shu. După aceea avem combinațiile de c, da? Așa numitul c. De obicei se reprezintă prin kh, da? Poate să fie sunetul un t și un s alungit. Primul e scaun, chair, c. Și cu air nostru vedem dacă știm air, da? Știm și chair. Apoi avem și watch, watch TV, watch, da? Watch TV. G sau G se reprezintă așa, cu un D și un Z. Unde îl găsim? În grupuri cu G sau cu J. Nume. George. De două ori. George. Jack. Jacket. June. July. Și așa mai departe. Da? Și să nu uităm de acest H care se poate pronunța în două feluri. Fie așa-i, s, unde a apărut în mouse, punem limba sub din și împingem în față, mouse,
câteodată trebuie să ne uităm chiar și în oglindă, ca și cântăreții de operă, să vedem cum ne ies sunetele. Sau este un F spre Z sau D câteodată, se reprezintă prin ca o seceră tăiată sus și de obicei apare în Z, Z. Ce se aude? Nu F, ci Z, Z, Z. Poate mai auzim pe la televizor prin conferința de presă sau anumite emisiuni de știri cum pronunță unii mai greu acest sunet F sau Z și se aude mai mult Z. There is the car. There is the car. Da? The, there. Bun. Dacă am făcut acest lucru, o să reușim să ne descurcăm cu cititul, dar ulterior și cu scrisul. Deci aceste exemple, baza trebuie știută cu exemple simple și trebuie după aceea să recunoaștem. Ce se face după aceea? Luăm propoziții simple în orice carte de școală a copiilor sau chiar de pe net. Putem găsi texte ușoare. Și ce putem face? Prima dată să încercăm să citim, să recunoaștem aceste sunete în niște propoziții foarte scurte. De exemplu, aici am subliniat câteva cuvinte și aș vrea să vedem cam care sunt acele sunete cu care trebuie să ne obișnim. Mai întâi le citim doar cuvintele separat și apoi în propoziții. Oana, Ioana, ce avem aici? What deci is cuvântul your, numai sublinia. Your name. Your, că o-ui u. Your, your și au-i name. Ei, da? A. Name, da? Aici. How. Au, ca și n-au. După aceea, you. Dacă e r, au este puternic și atunci cum spunem? A, nu se aude râu și iarăși you. You. Mai departe. Târurile astea, avem grijă. The. The, nu ză. The. The man. The. The man. Man. E, mere, pere, deschis, da? The man. Man. In the. Păi de? Street. Street, da? Is my brother. O, i, a, da, scurt. Ca și love, bra. Brother. Their mother. Și așa mai departe, deci am văzut. Apoi ce avem? Avem grijă la cuvântul leave. Leave, a pleca, părăsi. Now. Now, da? Apoi scurt, a locui. Leave. Deci putem face exerciții odată lung, odată scurt. Leave. 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 Și trebuie de vreo două, trei ori, depinde de aptitudinile fiecăruia. Și iarăși râu nu se aude, lungește au. Fa. Pa, nu se aude râu. Alifa, da? From iar yo și a ou a yo și casă? House. House, ou, house, house, mouse. Ok. Și acum citește repede aceste propoziții. What's your name? How are you? Mm-hmm. The man in the street is my brother. I have to leave now. Because I live far from my house. Or from your house. House. Ok. O să revenim cu probleme de genul cum citim mai repede, pentru că în prima emisiune vorbeam despre pronunție și ascultare și de multe ori cuvintele se amestecă între ele și atunci parcă ar rezulta alt cuvânt. Și trebuie să știm cine cu cine să grupăm și cum se aud aceste cuvinte ca să nu avem probleme la ascultare. Deci vom reveni cu aceste exemple după o scurtă pauză publicitară. Thank you.
Un popor fără tradiții este un popor fără viitor. La noi, tradițiile sunt pe primul plan. La noi, artiștii de viitor sunt la prima oră. Noi respectăm tradițiile și viitorul. Radio Galaxia Reghin. Muzică populară autentică. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Cu siguranță ați văzut unele dintre imaginile aeriene care au apărut pe internet în ultimul timp. Acestea sunt obținute cu ajutorul unor aeromodele radiocomandate, pe care sunt montate camere foto-video. Din păcate s-a înrădăcinat termenul de dronă, deși aeromodelele pe care le folosim noi nu au nicio legătură cu aplicațiile militare la care sunt folosite drone în adevăratul sens al cuvântului. Noi suntem un grup de entuziaști ai imaginii aeriene de joasă altitudine, mult sub nivelul rezervat aeronavelor și totuși la o înălțime suficientă pentru o perspectivă de ansamblu imposibil de obținut prin alte mijloace. Cei mai mulți dintre noi practică această activitate în regim de hobby, dar unii sunt furnizori de imagini la standarde profesionale pentru cele mai diverse domenii: publicitate, cinematografie, turism, arhitectură și cadastru, jurnalist de investigații și altele. De curând, Ministerul Transporturilor a emis ordinul numărul 8/2014, care îngrădește atât de mult practicarea activităților noastre încât nu se pot îndeplini în mod realist condițiile impuse. Prin zborurile noastre nu periclităm bunuri, persoane sau animale și temerile legate de dreptul la intimitate și viață privată sunt reglementate de alte legi. De asemenea, există deja legi în legătură cu fotografierea obiectivelor strategice și cele care țin de siguranța națională. Suntem în favoarea unor reglementări și am început demersuri pentru a colabora cu autoritățile în acest sens, dar avem nevoie de susținerea opiniei publice pentru aceste demersuri. Vă invităm pe pagina drone.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Continuăm lecția de citire împreună cu asistenta mea, Ioana, și spuneam că după ce cunoaștem sunetele limbii engleze și regulile de citire, atunci va trebui să facem exerciții scurte în propoziții în care să identificăm aceste sunete și după aceea putem să mergem la ceva un pic mai provocator. Sunt o grămadă de poezioare cu rimă, rhymes, da? Pe internet putem să căutăm asemenea poeziare scurte, chiar dacă sunt mai copilărești sau pentru copii. Ne ajută foarte mult și de aceea rog să dăm un zoom pe acest textuleț, pe poezioară scurtă. Așa o să arăt, da? Ioana o să interpreteze această poezioară, dar camera să fie pe text, da? Și după aceea putem alterna să vadă cum se citește mai repede, singură. Să începe. Where are the cows now? Lying down? No, they are standing in a row, grazing the green grass below, full of dew. And they chew and moo, not mew. And their stomach grows like a big bowl,
and then they sit and fall asleep, without counting any sheep, dreaming of the field filled with juicy grass in their sleep. O să subliniez acum cele cuvintele cu rimă, da? Cows, now, da? Down, după aceea row, below, dew, you, chew, moo, mew, bowl, asleep, sheep și sleep. O rog pe Ioana să interpreteze această poezară mai repede, ca să auzim sub formă de poezie interpretată. Where are the cows now? Lying down? No, they are standing in the row, grazing the green grass below. Full of dew, and they chew and moo, not mew. And their stomach grows like a big bowl. And then they sit and fall asleep. But no counting their sleep. But not sheep. Counting the sheep, mărăoile în somn, da? Dreaming of the field, filled with juicy grass in their sleep. Chiar aici avem ceva interesant. Vedem field, field, câmpurile pline de lung și scurt. Acum o să trecem la următorul lucru. Ce trebuie să accentăm într-un text când îl citim și ce nu? Trebuie mai întâi să accentăm doar părțile principale de vorbire, deci de obicei cuvintele de legătură nu se citesc, de aceea se vor lega și secretul este de a citi și a vorbi, deci, în ultima instanță, folosind acele chunks of language, adică bucăți de limbă. Și atunci putem sesiza și cum se modifică sunetele când două, trei cuvinte chiar se amestecă, se asimilează, cum spuneam în prima lecție de pronunție. De exemplu, care sunt în propoziție cuvintele de bază? My father works, da? Sunt substantive verbe. A, două cuvinte de legătură. Și atunci o să le legăm. Office se citește singur, dar iarăși cuvântul de legătură legăm de office. Și atunci nu se va spune my father works in an office. Noi trebuie să citim my father works in an office. In an office. In an office. Se aude parcă alt cuvânt. La fel. He is an engineer in a construction company. He is an engineer in a construction company. Da? Și atunci spunem he is an engineer in a construction company. Deci dacă vom citi din nou Ioana, cum ar fi? My father works in an office. He is an engineer in a construction company. Da? Hai să încercăm mai departe în întrebări. Avem grijă și la asimilare. Cum vom citi? Astea două. Do you? Da? Do you know John? Astea două iarăși. What a beautiful day. Este de reținut că în propoziții intonația, da? Care este dată de cum urcă, cresc, da? Sau rămân plane, nu? Pronunția și așa mai departe, în afirmații rămâne plană, da? De exemplu, my father works in a company. În întrebări, de obicei, este crescătoare, eventual la sfârșit un pic mai cade și atunci cum spunem? Do you know John? Do you know John? Vedem, do you know John? Și în exclamație este așa modulată. What a beautiful day! What a beautiful day! Da? What a beautiful day! Bun. Deci, am văzut că noi trebuie să citim nu cuvânt cu cuvânt, ci împreună cele cuvintele de legătură, accentuăm cele principale și așa avem un ritm potrivit și dacă avem și intonația, nu? Plană sau urcătoare sau modulată, atunci va fi perfect. Un alt exemplu de cum se poate face și citit și scris
este de a face un fel de dictare, se poate și acasă, dacă avem frați, adulți, avem copii sau așa, chiar și singuri, să punem bucăți de texte la imprimată, le tăiem, le punem în diferite colțuri de cameră, da? Și ce facem? Mergem, citim până la primul semn de punctuație, punct, virgulă, punct și virgulă, și mergem repede, repede și dictăm ce am citit. Dacă nu, stăm și memorăm până, da, reușim. Înțelegem. Dacă pe drum pierdem ideea, repede fugim înapoi să vedem unde am rămas. De aia se spune running dictation, dictare în alergare. O să facem un exemplu, da? Eu am să mă uit aici, să încerc să memorez. Da? Și tu scrii. Mare. She has a beautiful smile. Ok. And is very friendly. Ok, să facem S-ul ăla să se vadă S. Și acum arătăm la cameră. Am reușit să scriem. Da. Dacă facem zoom. A, așa. Bun. Seamănă cu ce scrie aici. Acum te duci tu și îmi spui prima mai scurtă. Diana, their daughter, is 16. Is it okay? Yes. Bun. Deci asta a fost un exemplu, putem să facem, liniștit, e și distractiv, chiar și singuri. Apoi putem să facem dictări, să ne înregistrăm noi vocea pe telefonul mobil sau punem, da, să-i dăm play să facem dictare, sau sunt tot felul de site-uri, da, online, în care punem MP3-ul, oprim, facem dictare. De ce? Există și acele audiobook-uri, tot am insistat pe ele, în care avem și textul scris. Putem să dăm drumul și la MP3 și atunci noi putem să și auzim și facem corelație și cu textul, cu scrisul, și automat, dacă urmărim, da, sunetul corespondent cu cuvântul, învățăm automat să și scriem corect. Și atunci vedeți cum se leagă ascultatul, cititul, scrisul, dar esențial este să știm acele reguli de pronunție, pentru că altfel este mai greu. Bun. Ce putem să facem în continuare? Acum avem acest text și rog pe Ioana să-l citească, da? O să pun aici deasupra, dacă poți să mărești, dacă nu, ea o să citească și o să urmărim cu degetul. John, the second-born son, is 21. He's a handsome and very intelligent young man. He studies law at the University of London. London. And has a big professional ambitions. He likes going to parties and telling jokes. Vezi cum se leagă anumite chestii. Da. Aș putea chiar să și încercăm să legăm. Cum am legat, dacă m-ai ajutat să legăm? Ești tu marker, o să leg și eu și 21. Tu. Da? Second born son. Da, foarte 21. Bine. 21, chiar se pronunță 21. He's a handsome. Aici. Anna. Fac cu roșu. Anna. Very intelligent, da? Very intelligent. La fel, young man. He studies law. Aici. At the. Chiar cu you. At the university. Mm. And has big professional ambitions. Apoi, he likes going to. Parties, deci asta ar chiar toate trei, 1, 2, 3, and telling jokes. Deci asta e ideea, să citim în bucăți, da?
știm ce se accentuează, ce nu, și atunci o să citim cum trebuie, cu ritmul și intonația corecte. Vom reveni cu alte fațete ale cititului, de exemplu, în anumite situații de examen, cum trebuie să citim? Citim cu voce tare sau nu? Cum trebuie să abordăm asemenea texte și câteva indicații în legătură cu scrisul. O scurtă pauză publicitară. Cu DJ Ionuț Cioloca la Radio Galaxia Reghin 96,3 FM. Aici nu se aleg băieții chipeși, aici nu se aleg fetele cinașe, aici n-o să-l vezi pe băiatul lui mama sau pe fata lui tata. Aici vezi doar artiști valoroși. Aici asculți doar voci care merită ascultate. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Cult TV, singura emisiune realizată integral de licenii reghineni, în fiecare vineri seara la Dare TV. Din 2009 suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Cult TV, singura emisiune realizată integral de licenii reghineni, în fiecare vineri seara la Dare TV. Noi suntem sursa ta zilnică de informație, jurnaldereghin.ro, site-ul de unde peste 20.000 de vizitatori din toată lumea sunt la curent cu ultimele știri din Reghin. Locul unde ai citit cele mai importante știri din Reghin. Aici ai trăit împreună cu noi clipe fericite din viața comunității, dar ai descoperit și momentele critice prin care a trecut societatea reghiniană. Jurnaldereghin.ro, știri, rubrici utile sau reportaje, toate de interes local. Jurnaldereghin.ro, cel mai vizualizat site din Reghin. Jurnal de Reghin, aici se întâmplă, aici afli. Un proiect MX Media. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Sunt Anca Făgăraș și voi fi gazda dumneavoastră, încercând să vă aduc puțină veselie în case, prin cântec și nu numai, alături de interpreți consacrați ai muzicii populare românești, cât și tinere talente ce vor duce mai departe tradiția și folclorul acestui popor.
Dar Reghin TV vă invită să deschidem împreună în fiecare seară de miercuri Lada cu Zestre, să redescoperim tradițiile și cântecele noastre autentice. Am revenit la emisiunea Jocuri de Cuvinte, secțiunea Citit, și acum o să demonstrăm ce facem în caz că suntem la un examen și avem partea de înțelegerea unui text citit, reading comprehension. Normal, cum am citit un text, o carte? Cum ne vine să citim? Cuvânt cu cuvânt. Și cu voce? Tare. Tare, da. Oare crezi că în cadrul unor examene putem citi cu voce tare în primul rând? Nu. Nu. Asta e una la mână. Doi, dacă citim cu voce tare, noi vrem să ne verificăm doar pronunția. Asta e bună în prima fază, când vrem să ne verificăm pronunția și să citim și să vorbim corect. Dar în fazele ulterioare, când trebuie să dăm și un examen, dacă citim prima dată textul... Pierdem timp. Pierdem timp, dar citim ce anume? Nici noi nu știm cuvintele. Nici noi nu știm ce citim, da? Pentru că la examen ni se cere anumite lucruri. Trebuie să citim cu un scop anume. Pentru că de obicei avem niște cerințe de genul adevărat, fals. Mai nou există complicat cu adevărat, fals. Sau nu se spune, nu se menționează, true, false, doesn't say, da? Sau doesn't mention, sau don't know, trei variante. Apoi avem alegere multiplă, formă simple sau mai complexe, în care avem 3-4, da, variante și trebuie să alegem pe cea bună. Aici lucrurile se complică mai mult, că avem expresii. Ce e de făcut, Ioana, în cazul acesta? Ce sfaturi putem să le dăm elevilor sau tuturor care au de dat un examen într-o limbă străină, engleză, în cauza noastră, în speță? Tu ai dat un examen de Cambridge și poți să le spui. Deci, nu citim întâi textul, eventual ne uităm măcar la titlu, să știm titlu, despre, da, ce e vorba. Și ne axăm pe cuvintele cheie, de care unde apar în întrebare. Așa, deci luăm mai întâi ce citim. Cerință. O să vin mai aproape ca să le arăt. Da, asta e adevărat, fals, da? Și avem doar trei propoziții, am pus. Deci nu citim întâi textul, pierdem timp și nu știm ce să citim, pe când ni se cere ceva, că e adevărat sau fals. Ce vom citi? Rosa, Smărujas daughter. Atunci subliniem Smărujas daughter. Da, și noi mergem apoi la text și căutăm unde anume în text se spune acest lucru și să vedem dacă e adevărat sau fals. Da? Ia să vedem. Și luăm în ordine de sus în jos. Rosa. Rosa's mother l-am identificat. Mother. Da? Și imediat Rosa is Smărujas daughter. Da? Avem? Bun. Ce scrie acum? Rosa's mother is called Maruja. Maruja or Maruja, dacă e Spania, ne preparing for journey pentru că e from Spain. Și atunci ce punem? True or false? True. Punem un tâmare acolo? E true. Am rezolvat, bifat, da? Următoarea, ce avem cuvinte cheie? She is going to stay in a hotel. Going to stay hotel. Trebuie să căutăm stay hotel. Hotel mai ales, încercuim hotel. Unde avem în text? Stay. English family. English family. Is it a hotel? No. Not quite. So, true or false? It's false. It's false. Apoi, ce avem? There is a French English dictionary. Unde? Rosa's suitcase. Deci trebuie să căutăm cuvântul dictionary de care fel și mai ales unde? In suitcase. Ia să vedem, avem cuvânt case, suitcase. Dictionary. Spanish. De care? Spanish English. Dictionary. Așa, și atunci ce? E French English? No, it is false. False. Și am rezolvat. Bifat, nota
10 plus or A plus. Mergem când se complică lucrurile, când spune uneori și doesn't say, nu se menționează. Ce înseamnă doesn't say? Nu se menționează. Nu se menționează acel lucru, nu se menționează și atunci nu avem probleme. De exemplu, iarăși, eventual ne uităm la titlul despre ce e vorba, este despre un adolescent imigrant în Statele Unite. Bun, măcar să știm tema. Apoi, iarăși merge la afirmații. Ce avem aici? Herui, primul nume e suficient. Ce facem? Bin. Bin. Unde? USA. Cât? 3 years. Deci încercuim. 3 years. Tot cronologic merge de sus în jos. United States. Cât? 2 years ago. Oh, deci nu e 3. Da? Aici este 2. Pică. Și atunci ce scrie? True, false. Wrong. Da? Sau doesn't. Deci în loc de true, false poate să fie și right, wrong. Deci să nu ne inducă în eroare. Următorul. Herui. Lives unde? New York. New York. Unde ne caut? Vedem vreun oraș menționat? Aici? No city. Și atunci e clar, dacă nu se menționează... Doesn't say. Yeah, doesn't say. Și ultimul? Transition, high school, difficult. Căutăm cuvânt dacă e difficult, ceva, un sinonim. Deci, trebuie să vă spun, trebuie să căutăm foarte multe sinonime. Deci, cuvinte care au același sens sau exprimări identice ca sens și la listening, la ascultare, același lucru când avem. Am găsit transition, da. High school și most challenging. Și aia e ușor? It's difficult. Difficult, so can be difficult? Yes. Yes. Deci am văzut. Aceeași procedură este și dacă avem alegere multiplă. Nu citim întâi textul, doar titlul sau vedem, da? Browsing. Da? Și ne uităm iarăși la cuvinte cheie. Este vorba de despre what dolphins. What? Dolphins, da? Dolphins. Ce sunt delfinii? Mergem și să vedem. Ce dolphins, mammals. Încercuim mammals. Mammals și variante avem. Reptiles, no. Reptiles, fish, no, because it's not, written not, not fish. Mammals, da? Deci nu-i fish, reptiles, știm că nu-i, da? Și așa mai departe. Acum mergem pe chestia mai complexă, în care avem nu cuvinte scurte, ci avem chiar fraze, propoziții. Și atunci, the importance of friends, despre prieteni, da? Acum te rog dacă poți pe celălalt să dăm un zoom. Așa. Ce ni se spune în prima propoziție? The age when one starts to find friends important is... Da. So age starts find friends important is... Vârsta. Când e important să lăsim prieteni. Here appears teen years. Ce știm? Teen, ce înseamnă? Is between 15 and 19 or years old. Sometimes 14, yes? So we have what? 15, 8, 20, 50. It's so, 50. Ok. În mod normal, asta e ușor, dar la examene sunt și mai complicate. Ce se face? Find the E word. Da? Găsim cuvântul care se exclude. Îl putem exclude din start. Din 4, 2 excludem care nu se potrivesc deloc. Și atunci avem 2 care putem să decidem și mergem pe litera textului ce spune și atunci trebuie să fie ceva cu sens apropiat. Și atunci nu ne păcălim. Și la ultima, ce avem? Order, become, good friends. Two people should. So, in order to become good friends, two people should. Ca să devină un prieten, ce ar trebui să facă 2 persoane? Și unde găsim? Aici? Have similar interests. And values. Sau mai jos, mergem câteodată și mai jos și uite ce se spune aici. Have common experiences, goals, values. Avem vreun sinonim cu ceva aici? Uite, goal. Ce avem în cuvinte? Ne uităm un pic la cuvinte. Care din cuvinte seamnă cu goal e sinonim? Din astea 3, 4. Putem face și prin eliminare. Deci eliminăm ce? Acquaintance? Ultim, ce da. Înseamnă? Cunoștințe. Nu chiar prieten, da? Bun. Ultimul relativ, ce have înseamnă? Nothing in common? Relativ. Rude? Nu. Nothing in common nu-i cazul, că au spus că share. Dar dacă nu facem eliminare și dăm sinonim la goal, care aim, da? Goal cu
aim, da? Goal egal ce? Aim, da? Bun. Am văzut câteva exemple. Acum, ce se întâmplă cu scrisul? Noi scriem mai multe scopuri. De la școală trimitem bilețele unii altora, dar până la chestii mai serioase, cum ar fi în ziua de astăzi e-mail-uri, în principal scrisori. E-mail-uri, scrisori de intenție când aplicăm letter of application, da? Mai scriem CV-uri, mai scriem eseuri, de obicei dacă vrem să aplicăm la universitate în afară, noi trebuie să scriem eseuri care sunt mai lungi și mai elaborate. Ce trebuie să știm când avem chestia de writing, da? Scriem, așa, writing. Cum să scriem? În primul rând, dacă avem letters, da? Letters, emails, și chiar și essays, da? Trebuie să fim atenți unul la mână la format. Layout se numește, layout sau format. Nu contează că e scrisoare, că e mail, că e eseu, compunere. E o anumită chestie aici. Formatul. Ei, totuși, asta spun elevilor ca să nu uite, nu scriem cu aliniat, noi scriem așa, da, aici ai pagina, noi scriem prima dată aici, da, și apoi următorul rând aici. Ei nu scriu așa. Deci ei totul merg pe aceeași linie și spun keep, yes, left, just like driving in the UK. Ținem stânga ca și șofatul în Marea Britanie. Și atunci, noi ce format avem la scrisori și așa mai departe? Dacă e scrisoare, da, letter, mă trebuie să începem cu ceva, dear, da, dear, dear, dar aici avem A și B. Dacă e către prieteni, da, avem dear Paul. Așa? Bun. Și introducere. Așa trebuie să arate. Prima idee, da? Hai bine, aici stilul iarăși, al doilea lucru, stil. Cum putem să scriem unui prieten? Informal. Cum? Ce mai faci? Cum what, spune? What are you doing? What are, how are you? What are you doing? Sau what's up, dude? Da? Bun. Și întrebăm de sănătate. Lăsăm alt loc liber, vedeți? Loc liber. Alt fiecare paragraf, da? Idea. One, idea two. Și încheiem love. Da? Your dude. Așa. Bun. E, dacă scriem la instituție, nu mai putem spune, da? Tot așa scriem cum? Dear mister, da? Sau sir. Deci asta e prima și tot așa, tot așa, tot așa, ideile. Dar în orice caz, stilul. Mai pun să spun, dear Mr. Johnson, what's up, dude? Ha? No. Cum spunem? I'm writing to... You ask you, to inform you, to complain or to express my dissatisfaction, to apply for a job, whatever. Da? Și aici acum încheiem. Yours, ce? Sincerely. Da? Dacă e mister și dacă e sir, cu ce încheiem? Mai încheiem cu sincerely? Nu. Faithfully. Faithfully. Că suntem și mai politicoși și aia înseamnă cu deosebită stimă, nu cu stimă, ci cu deosebită stimă. La eseie tot așa e titlul, da? Și tot așa, da? Bun, deci să știm acest format ne ajută foarte mult și ce trebuie să facem, ce să nu facem, scriem foarte concis, nu înflorim. Mulțumim invitatei noastre, Ioana, pentru participarea de astăzi și mâine ne vom revedea la capitolul de speaking. Cum exprimăm ideile în vorbit. Mulțumim! O seară plăcută! La revedere!